Salut, sunt Paul. Îți mulțumesc că ai intrat pe acest podcast. Astăzi am discutat alături de Alexandra Tudorescu, care mi-este totodată colegă la facultate. Amândoi suntem studenți la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul UBB Cluj, specializarea informatică engleză în anul 2, dar și la locul de muncă. Amândoi vom fi intern la Google în această vară. Podcastul este disponibil pe Spotify sau pe Apple Podcast, iar dacă ai întrebări, le poți lăsa în comentarii, iar eu sau Alexandra le vom răspunde. Îți urez vizionare sau audiție plăcută! În primul rând, voiam să te întreb de ce ai ales această facultate. Eu am avut de mică o pasiune pentru matematică, pe lângă scriere creativă și limbi străine. Și am oscilat între ele de-a lungul timpului, doar că pe măsură ce am crescut, m-am gândit că voi merge pe ceva legat de matematică inițial. Și este într-o măsură destul de mare, cred eu, mi-am păstrat această idee. Pentru că e mai ușor, din punctul meu de vedere, să îmi continui cealaltă pasiune pe lângă această facultate decât să fi făcut o facultate de litere și să fac informatică în paralel, deși, bineînțeles, poate fi posibil, poate fi și această idee valorificată. Și pe această facultate specific informatică la UBB m-am hotărât în clasa a 11-a, deși aveam idee că vreau să fie în zona asta, tehnică, doar că m-am documentat, am văzut că are un loc foarte bun în topurile naționale și am auzit și niște păreri bune de la colegi pe care îi cunoșteam. Și ce presupune concursul de admitere pentru această facultate? Sincer, am înțeles că s-a schimbat puțin anul acesta, dar când am dat eu, la matematică am dat admiterea și erau un subiect cu întrebări grilă și apoi un subiect cu câteva probleme care cereau rezolvare completă. În schimb, nu trebuie să zici că e grilă și să... E grilă și vai ce simplu e, trebuie și pe acelea să le rezolvi cu și mai multă atenție pentru a nu te încurca, eu știu, la chestii micuțe. Mai ales că e complement multiplu la UBB la admitere. Da. Adică poți să alegi mai multe variante, nu e una singură corectă. Da, exact. Nu știu dacă acum e același algoritm, se dădeau punctaje parțiale dacă ai răspuns parțial corect. La grilă, da, da, după distanța Hemming, dacă nu mă înșel. Anul ăsta știu că s-a modificat puțin formula, dar tot se dă punctaj parțial, spre deosebire de prima dată când s-au introdus grilele și dacă greșeai ceva, nu alegeai un răspuns corect din alea corecte, nu primeai deloc punctaj și era mult mai nasol. Și surprinzător, anul ăsta s-a anunțat că o să fie admiterea fizic. Am văzut. E prima facultate de info care anunță chestia asta. Cel puțin prima facultate de info pe care o știu eu din țară. Cum a fost anul întâi pentru tine? Ce a însemnat și cum ți s-a părut? Păi, anul întâi, primul semestru am prins așa facultate, cursuri clasice, fizice și la început, nu o să mint, am fost puțin copleșită de trecerea asta de la liceu la facultate, mai ales că după cum am spus, am fost la științele naturii și a trebuit puțin să-mi intru în ritm cu informatica, dar după vreo 2-3 săptămâni am început să mă acomodez foarte bine și să-mi placă și mă duceam cu drag la cursuri, laboratoare, seminarii. După perioada asta de acomodare chiar am fost uimită de cât de multe pot să învăț noi într-un timp scurt, fără să fi știut foarte multe înainte. Și apropo de chestia asta cu învăța lucruri noi, ce părere ai despre materiile pe care le faci? Mie mi se pare că se îmbină, poate că, nu știu, cel puțin dacă nu ești așa super pasionat de matematică, deși eu am tocmai din zona asta am venit, poate ți se pare că de ce trebuie să fac nu știu ce materie, dar mie mi s-au părut interesante toate și își au locul lor și pot să zic de cele de
informatică, care probabil te interesează mai mult ca viitor student la informatică sau ca student la informatică. Mi se pare că sunt niște tehnologii actuale sau unele concepte care sunt general valabile și pe care e important să le știi și cumva modul în care sunt predate și gândite laboratoarele, acest mod te duce cumva prin toate conceptele pe care ar trebui să ți le însușești. Și chiar ți-au plăcut toate materiile? Ai zis că le-ai simțit ca fiind utile, dar eu nu pot zic același. Da, sincer, nu știu, adică pot să-mi imaginez că un student, după cum spuneam la info, ar putea să nu fie așa încântat de nu știu ce materie la mate, dar mie chiar mi-au plăcut și materiile de mate, pentru că erau așa o continuare a ceea ce făceam eu înainte și cu ce eram obișnuită și mi-a plăcut să fac ceva și puțin mai avansat în zona asta. Da, că te ajută matematica să și formezi gândirea. Da, poate și nu o să folosești nu știu ce matematici avansate, analiză de nu știu care, dar ajungi să vezi niște pattern-uri și na, cum ai spus tu, cumva ți se structurează gândirea, probleme, da, și te ajută să abordezi probleme, nu neapărat că aplici efectiv chestia aia, deși poți să ajungi și să aplici, dar da, îți îmbogățește gândirea. Și mai ai timp de alte activități sau îți ocupă tot timpul facultatea? Cel puțin semestrul ăsta, după cum știm noi, în anul 2, semestrul 2 e cel mai greu din toți anii. Da, nu știu, adică am auzit, auzisem chestia asta dinainte și eram puțin așa stresată că, vai, oare ce urmează? Semestrul trecut, după cum știm, a fost destul de lejer. Mie și semestrul ăsta nu pot să zic că mi se pare neapărat că e la fel de simplu ca primul, dar, sincer, după primul an, care a fost așa poate puțin de acomodare, mi se pare că acum nu mai e așa complicat neapărat și eu, de exemplu, fac acum un stagiu de practică în timpul semestrului și fac și voluntariat pe lângă facultate și reușesc să mă ocup de toate, deci nu cred că nu-ți mai lasă facultatea neapărat timp să respiri și să faci altceva. Te poți ocupa și de alte lucruri și de pasiunile tale sau hobby-urile care nu sunt neapărat activități care să pară, poate nu le privești ca fiind productive în sensul ăsta al cuvântului, faptul că stai să citești, dar totuși e ceva care te ajută pe tine ca persoană și mai ai nevoie și să te gândești la alte lucruri și poți să ai timp și de lucrurile astea care îți fac plăcere. Da, să te detașezi de facultate. Da, și de... Da, mie mi s-a părut puțin ciudat când am aflat că semestrul ăsta e cel mai greu. Într-adevăr, pot să zic că e greu că sunt temele foarte abstracte față de ce am avut în anul întâi, când știam exact ce avem de făcut la fiecare materie în parte. Acum teme de genul, trebuie să faci chestia asta, dar modul prin care o rezolvi, alegi tu cum faci. De exemplu, la materia de ISS, nici nu știu cum se cheamă. Ingineria sistemelor software, parcă în limba română, în engleză, nici nu știu cum e tradus. Avem de făcut cumva un conference management system și foarte abstract enunțul. Nu e nimic specific, ci trebuie să ne descurcăm. Da, ăla a fost foarte interesant. Eu a trebuit, atunci când ne-am pus la început să-l facem, să mă ocup de structurarea bazei de date, așa să fac schema și am citit pagina respectivă de vreo 3 ori și parcă tot nu înțelegeam așa unele detalii și m-am gândit, uite, eu am structurat așa, dar sunt convinsă că pot să rezolvi problema asta și în alt mod. Dar mie mi se pare interesant până la urmă că încep să aibă, eu știu, profesorii care gândesc materiile astea așa, să aibă încredere în noi la modul la care, uite, ați ajuns în punctul în care sunteți în stare să vă gândiți voi și să vă creați voi propriul mod de a trece prin problemele astea și nu mai trebuie doar să
implementați niște enunțuri foarte clare, ci să vă și structurați puțin și cred că e destul de relevant să începem să ne gândim. Da, că până la urmă în viața reală așa o să fie problemele structurate, nu o să, nu o să fie fiecare chestie clară, cum ne-ai explicat Primești proful A la și seminar, B la și materia asta. scrii suma. Da, exact. Cum ne-ai explicat și proful la seminar, la materia asta, că nu o să vină niciun client să spună vreau aia, vreau aia, exact cum își dorește. La fiecare pas o să vină idei noi, o să te anunțe și tu trebuie să te gândești să lucrezi în așa fel încât să-i poți să implementați și ideile noi care îi vin. Și, da, și pot să zic că anul tăi a fost puțin mai complicat din perspectiva asta de elev care tocmai se obișnuiește cu facultate, de elev care tocmai ajunge la facultate și trebuie să obișnuiască cu total altceva, adică liceul unde puteai să nu faci nimic că tot treceai și facultatea unde poți să te trebuie să te străduiești să te înveți foarte mult și pentru 5. Exact, voiam să spun și asta că mi se pare o diferență, să zic, esențială între liceu și facultate. La liceu cumva poate mai trăgeau profesorii de tine, dar hai, dar uite de ce n-ai învățat, hai învață și poate te simțeai într-un fel și prost sau nu știu, învățai cumva de rușine, dar acum nu se mai supără nimeni pe tine că nu înveți și nu se mai, nici nu mai plânge nimeni dacă e să te pice. Dacă n-ai învățat, nu o să treci și nici n-ai acumulat cunoștințele respective și trebuie puțin să te responsabilizezi, să înțelegi că ce înveți, înveți pentru tine, să-ți faci un pic un plan în care, uite, poate acum ar trebui să învăț asta, să nu-mi las tot pe sesiune, deși, da, de multe ori lăsăm mult pe sesiune, dar de asta există și laboratoare care, vrei nu vrei, te obișnuiesc cu materia și nu ajungi neapărat să nu ai habar de nimic. Și trebuie mult mai mult să te gândești tu și să faci tu, nu că trage cineva de tine, trebuie să înveți să tragi singur de tine, dar așa e în viața reală, deci cred că e un Da, exercițiu exact. bun. Nu că-s profi răi, dar până la urmă trebuie să te Nu, descurci. în niciun caz în sensul ăsta, în sensul că, deci profi chiar mi se par foarte Asta deschiși, voiam să să te ne întreb despre explice profesor. tot, să tot timpul există întrebări de câte 5 ori, una după alta, ați înțeles, dar nu întrebați nimic, dar chiar așa bine am explicat, sau așa bine ați înțeles voi și nu trebuie să existe nicio rușine din asta că vai, o să mă certe că n-am fost atent sau nu. Până la urmă nu ne naștem învățați, poate nu am întâlnit cu toții conceptele astea înainte, poate nu am priceput ceva și o să ne explice din nou și mi se par foarte deschiși și la discuții și dacă mi se pare mie ceva interesant, uite, pot să zic că am mai întâlnit asta și poate consider eu relevant că ar trebui să știe și colegii mei sau mi se pare că este încurajată discuția și ideea de a pune întrebări și dacă îți dorești să înveți chiar ai pe cine să întrebi și de la cine și cu cine și împreună cu colegii se pot crea grupulețe de studiu. Înainte eu sincer învățam foarte mult individual, dar acum la facultate, în sesiune, ne mai întâlnim cu colegii între examene și ne mai explicăm, ne pregătim împreună. Cel puțin am practicat asta și cred că funcționează destul de bine, fiindcă, de exemplu, dacă explic eu, o să explic cu cunoștințele pe care le am eu, care probabil sunt mai mici decât ale profesorului și atunci poate mă situez cumva mai aproape de un coleg care, să zicem, nu a înțeles ceva și pot să-i explic și eu după ce tocmai am înțeles, că nici eu nu știam foarte mult înainte. Da, și eu am practicat chestia asta în sesiune cu colegii de grupă. Ne întâlneam pe Discord și discutam efectiv materia, ce nu am înțeles, ce chestii puteau să pice la examen, rezolvam modele, că nu sunt modele, teoretic sunt examene de anii trecuți. Unii profi nici nu știu, cred că avem modelele, dar cred că se așteaptă de fapt să avem subiectele de anii trecuți, mai ales că acum e online Da. și le putem salva ușor. Și asta voiam să te mai întreb, ce părere ai despre profesori în general? Despre profesori, păi am spus deja că sunt foarte deschiși, mie mi se pare că dacă ar fi să le găsesc un numitor comun, nu cred că am întâlnit un profesor care să nu își dorească să ofere explicații suplimentare dacă am avut vreo problemă. Și mie asta mi se pare ceva, un lucru foarte bun, pentru că până la urmă
dacă mergi la facultate, da, înveți mult și singur, nu clar că ți se predă și ai materiale și așa, dar poți să și întrebi dacă nu ai înțeles ceva și să ți se explice și mie mi se par unele cursuri chiar interesante și modul în care sunt explicate. Acum depinde și ce te atrage mai tare. Cred că nu are toată lumea, să zic, aceleași cursuri preferate, dar pe semestru eu zic că la câteva tot o să ți se pare interesante. Cursurile nu au prezență obligatorie, nu știu, în caz că nu știe toată lumea, dar eu în principiu încerc să merg pentru că e puțin mai ușor dacă ți se explică sau ai măcar așa o idee în față decât după să te pui să citești ceva de care nu ai nicio idee și te întrebi, dar eu totuși ce trebuie să rezolv aici și care e ideea. Da, că ar fi dimineața, poate aș veni și eu la unele cursuri. Da, și eu m-am dezobișnuit foarte tare, nu cu trezitul ăsta așa de dimineață, nu înțeleg cum la școală, de fapt de la grădiniță până la 18 ani, cum am putut să mă trezesc la 6 jumate ca să merg și de la 8 dimineața deja să fiu în stare să fiu la ora de matematică română sau orice aveam de la 8 dimineața, nu mă mai pot gândi. Da, e nasol. Și acum să discutăm despre organizațiile de voluntariat. Tu ai putea să explici foarte bine, eu nu m-am implicat, am simțit că n-am timpul necesar și mai rău aș face să intru într-o organizație de voluntariat și să nu reușesc să mă implic. Așa că te las pe tine să discuți despre chestia asta. Legat de frica asta pe care tocmai ai menționat-o, că se teamă că nu ai putea să te implici, vreau să zic că dacă ești voluntar, bineînțeles, este indicat să, nu știu, să fii implicat și să-ți dorești să faci lucruri, dar, de exemplu, și eu fac voluntariat în mai multe proiecte, o să detaliez imediat, și nu pot să am același grad de implicare în toate, fiind mai multe, dar cred că efortul meu, sau să zic, poate nu efort, contribuția mea, fie că este mai mare, de exemplu, în cadrul societății Hermes, fie că este mai mică, de exemplu, în cadrul altor proiecte, este apreciată. Pentru că se adună și, ca voluntar, este interesant oricum să ai această experiență. Dar, da, cred că este frumos să-ți găsești o organizație în care să activezi mai mult dacă îți dorești să fii voluntar. Eu, în liceu, nu am prea avut experiență în voluntariat, doar în proiecte mai mici, separate, nu am fost într-o organizație. Și m-am gândit că e o experiență care îmi lipsește și pe care aș dori să o am. De aceea, în anul întâi, m-am înscris în Societatea Hermes, care este organizația studenților de la Facultatea de Matematică și Informatică. Și de atunci activez în cadrul departamentului de imagine și PR și din acest semestru am devenit și manager în cadrul departamentului, ceea ce este o experiență în plus și mi se pare foarte interesant pentru că nu prea ai ocazia neapărat să-ți dezvolți, nu știu, leadership-ul, să zic, înainte de a lucra. Poate când începi să lucrezi, tu ești așa un fel de învățăcel și atunci dacă nu ești în anumite proiecte separate, nu de voluntariat, eu știu cum faci tu, de exemplu, ai propriul tău proiect, dar în voluntariat este o ocazie care ți se oferă să îți dezvolți și partea asta de leadership înainte de a lucra. Și ai și niște cunoștințe complementare, poate nu ți se pare neapărat că este ceva ce se aplică în domeniul pe care îl studiezi, dar cred că este interesant să-ți faci niște cunoștințe de acest gen. De exemplu, la imagine și PR ai ocazia să lucrezi cu materiale de promovare, cu design grafică pe computer care poate să fie ceva la un moment dat să se intersecteze puțin, poate și cu domeniul IT.
Și cred că este important să faci voluntariat într-o organizație față de evenimente separate, ceea ce, bineînțeles, voluntariatul e de apreciat oriunde, dar cred că și pe CV chestia asta denotă faptul că tu ești implicat și dedicat unei anumite cauze și ești, să zicem, serios și de încredere și poți să dai ceva de la tine pe termen mai lung. Faptul că tu te implici fără să ai un beneficiu direct, vizibil, dai timp de la tine ca să faci niște proiecte faine, cred că este ceva ce este apreciat și de persoanele care recrutează. Deci poți să te gândești că te ajută și din punct de vedere al carierei. Și am mai fost la anumite workshop-uri unde s-a spus chestia asta, că recrutorii se mai uită și la chestia respectivă. Și un recrutor a spus asta, deci, na. Și avem unele evenimente care chiar se intersectează cu sfera asta IT-ului destul de mult. De exemplu, am avut un eveniment, este un eveniment anual, a avut loc anul acesta acum o lună aproximativ, numit Cariere în IT, care pune în legătură studenții cu reprezentanții diverselor firme, se organizează workshop-uri care facilitează găsirea de internship-uri, programe de practică și faptul că voluntariezi în organizarea unui astfel de eveniment te poate aduce și pe tine ca voluntar, poate chiar cu un pas mai aproape de ați găsi un internship interesant, pentru că ai ocazia, de exemplu, să chiar să moderezi discuții din acestea cu recrutorii, cu persoanele reprezentante de la HR și îți faci o imagine. Dar în oricare dintre proiecte te implici, cred că vei avea ceva de câștigat. Și din câte știu la chestia asta cu workshop-ul care a fost acum o lună, nu e doar pentru găsirea unui internship. Din câte știu, sunt și diverse workshop-uri care te ajută pe tine să comunici mai ok la interviu, parcă să-ți creezi CV-ul, adică da, nu strict doar să vezi firmele exact. Și atât. Exact, asta ziceam așa cumva că te apropie, nu știu, dacă te gândești... vreau un job, vreau un internship, vreau ceva, dar ca să ajungi în punctul acela trebuie să te pregătești și din alte puncte de vedere, nu știu, nu neapărat doar că rezolvi probleme pentru interviuri, trebuie să te dezvolți și pe partea de soft skills și da, mă bucur că ai remarcat, am avut și astfel de workshop-uri la evenimentul respectiv care au fost susținute de persoane cu experiență în domeniu pentru realizarea unui CV sau tips and tricks pentru interviuri și așa mai departe. Și societatea Hermes organizează destul de multe evenimente în fiecare an dedicate studenților și mie mi se pare că e foarte fain și să particip la ele în calitate de participant, îmi pare rău pentru această repetiție, dar nu știu exact cum astfel să exprim, dar ca voluntar, nu știu, ajunge la un moment dat să te pasioneze și chestia asta, să știi că ai contribuit la organizarea unui eveniment. Mi se pare foarte interesant că mă duc la unele evenimente și mă gândesc, mamă, ce fain e făcut ăsta și oare câte persoane au stat și a fost făcut așa fain și așa, pus bine, așa de bine pus la punct și să ajung să contribui eu la crearea unui asemenea eveniment mi se pare ceva la care nu m-aș fi gândit poate în urmă cu câțiva ani. Și da, clar recomand voluntariatul în cadrul unei organizații dacă sunteți la facultatea noastră sau intenționați. Sunteți așteptați la unul dintre departamentele noastre. Avem 4 departamente, imagine și PR. L-am pus primul pentru că, na, sunt puțin subiectiv acum.
relații externe, care se ocupă așa cu sponsorizări, iar poate fi ceva interesant, care până la urmă te dezvoltă orice. Evenimente mai sunt și HR. Dacă ai putea să dai câteva exemple de evenimente din cadrul acestei organizații de voluntariat prângă, cel de care tocmai am discutat. Sigur. Cel mai recent, care s-a încheiat chiar săptămâna trecută, a durat o săptămână, fiind numit Săptămâna Studentului de la Matematică și Informatică, și a fost un eveniment în cadrul căruia am avut activități de socializare, care au avut rolul de a aduce la oaltă studenți de la matematică și informatică din toată țara, pentru a răspunde practic întrebării ce înseamnă să fii student la Mate Info, ceea ce mi se pare că se poate găsi probabil și în podcasturile pe care le faci tu, pentru că ai întâlniri cu diversi studenți de la mai multe facultăți. Și da, noi am avut un eveniment de o săptămână pe tema asta. Au fost invitați și profesori la niște prezentări foarte interesante care se pot încă urmări. Au fost înregistrate și au fost live și înregistrările au rămas pe pagina societății Hermes și pe pagina evenimentului SSMI. Și a mai fost o discuție moderată între studenți și profesori, unde s-au discutat diverse întrebări despre viața la această facultate, cum discutăm și noi acum. Și alte evenimente, unul care mie, nu știu, îmi place foarte mult, nu doar în primul an, mi-a plăcut și ca voluntară în anul 2, deși este destinat bobocilor în primul rând, se numește Destresiune și are scopul de a destresa studenții înainte de sesiune, pentru că e o parte destul de importantă din viața de student, sesiunea, și probabil până să ajungi în punctul acela ți se pare un bau-bau și te întrebi oare cum o să fie, ce o să se întâmple, cum mă pregătesc, cum să nu mă mai stresez și să mă simt așa tensionat. Și pe mine m-a ajutat în anul întâi să mă calmez puțin, pentru că și eu eram stresată, pot să zic. Și acum în anul 2 s-a desfășurat online, dar mi se pare că s-a desfășurat super fain și a avut un rezultat pozitiv și din nou m-a ajutat și pe mine, deși eram în anul 2, deja după două sesiuni, înainte de a treia, a fost un energizant binevenit, dacă pot să îi spun așa. Avem și noi un podcast care se numește Hermes Podcast. Ziceai de podcastul, de că și societatea voastră are un podcast, și ce se discută mai exact acolo? Există interviuri cu profesori de la facultatea noastră, unde tot așa se discută diverse teme și cred că este interesant de urmărit, pentru că poți să afli anumite perspective ale profesorilor, pentru că na, cu studenții vorbești toată ziua, cu colegii tăi și așa, dar poți să vezi și ce mai spun profesorii într-un cadru poate puțin detașat de cursurile cu care suntem obișnuiți. Ok, da, e foarte interesantă chestia asta. Dacă o să-mi trimiți un link, o să-l atașez și în descriere. Acum, dacă mai tu de adăugat ceva despre organizația de voluntariat, dacă niște chestii pe care nu le-ai spus sau detalii pe care ar trebui să le știe lumea. Din câte știu, se deschid înscrierile la începutul fiecărui an universitar, nu? Asta voiam să spun despre recrutări. Au loc chiar de două ori pe an. Poate dacă nu ai fost hotărât sau ai ratat în primul semestru, ai ocazia și în al doilea semestru să te înscrii. Și greu procesul, interviu, asta voiam să zic, nu este ceva foarte stresant. Este un interviu mai mult de
cunoaștere și, eu știu, să vedem care sunt înclinațiile persoanei respective către voluntariat și către anumite, poate că este mai înclinat către un anumit departament decât către altul, dar nu este, eu știu, ca aderarea la un club foarte unde foarte puțini oameni intră, pentru că până la urmă este organizația de voluntariat a facultății, a studenților de la Facultatea de Matematică și Informatică și scopul este, dacă îți dorești să faci voluntariat, să ai ocazia. Da, cred că principalul avantaj pe care îl oferă o organizație de voluntariat e pe lângă comunitatea pe care o ai în jur și că îți dezvolți chestia asta, skill-ul de comunicare și de a lucra în grup. Da, bineînțeles, pentru că eu înainte, nu știu, nu cred că eram, eu cred că eram puțin mai introvertită. Nu pot să zic că sunt extrovertită la modul la care, nu știu, acum, dacă se zice, mâine s-ar deschide cluburile, să zic că m-aș duce în club și aș fi sufletul petrecerii neapărat, dar, nu știu, am învățat cumva să mă deschid mult mai mult către alți oameni, la modul să pot să merg și să inițiez conversații și să descoper oameni interesanți, pentru că așa ai ocazia să descoperi că studenții de la facultatea noastră nu sunt toți la fel și pe același tipar. Asta e așa un mic spoiler, dacă vă uitați la înregistrările de la SSMI o să vedeți mai multe, dar concluzia ar fi că nu sunt toți la fel și cred că ai ocazia să întâlnești foarte multe tipuri de oameni dacă intri în această societate sau în general dacă intri într-o organizație de voluntariat. Poate că, nu știu, suntem toți gameri într-un... Mie mi se pare că asta e cumva așa un highlight al studenților de la facultatea asta. După ce am devenit studentă, m-am apucat și eu să mai joc una asta. M-am mai lăsat că nu sunt alte lucruri mai productive de făcut. Așa, uneori. Era frumos. Mai știu că când intram și ne mai jucam Among Us. A, da, țin minte, isteria aia, eu am știut, de la început m-am gândit, oare cât o să dureze, că tot timpul chestiile astea mor foarte, la fel de brusc cum au început, dar... Da, chiar a fost fain. Cât a durat, da. Chiar e fain să minți și să dai vina pe alții, foarte plăcut joc. Da, și e mai ok să faci asta într-un joc decât în viața reală. Da, da, mai ales să mor pe altul, chiar e mult mai ok într-un joc. Și voiam să mai discutăm și despre beneficiile pe care le are un student în oraș, în Cluj. Că acum, bine, acum nu știu cât de folosite sunt beneficiile astea, eu fiind online totul, na, dar sperăm din anul 3 să nu mai fie cazul și chiar să ne bucurăm de ele. Eu ce aș putea să menționez e transportul, nu, era gratis pe două rute, parcă, dar acum s-a schimbat, sunt 120 de călătorii pe lună gratuite pe orice rută. Bine, ceea ce destule, adică nu... cred că e ok, 4 călătorii pe zi, na, ce faci cu ele? E foarte mult. Da. Mai ales ca student la info, când mai mult stai în casă și lucrezi. Noi suntem în carantină și când nu e. Da, adică nu s-a schimbat prea multe. Asta-i. Nu, dar acum lăsând gluma la o parte, chiar dacă suntem studenți la info, nu e cea mai ok chestie facultate online. Eu cred că se pierde foarte mult din comunicare, poate, nu știu, m-am obișnuit să zic cu orele online și nu, sincer, în semestrul 2, că m-a întrebat cum era în anul 1 și am vorbit puțin așa mai mult despre la general și m-am gândit puțin cum era când eram fizic. Dar pentru mine semestru 2, când a trebuit să mergem acasă și s-a terminat, nu știu, așa dintr-o dată, nu mă mai vedeam cu nimeni și eram acolo între patru pereți și trebuia, nu știu, a fost ceva foarte ciudat, cred că pentru toată lumea până la urmă, dar mai ales că semestru 2 din anul 1 și este destul de greu. Adică mie mi se pare că a fost cel mai greu, adică dacă ar fi să-l fac din nou acum nu mi s-ar mai părea la fel de greu, dar
pentru cineva care nu e foarte experimentat cu materiile respective, na, încă e de acomodare și clar e mai mult decât în semestrul întâi și nu știu, nu am avut o stare psihică foarte bună timp de câteva săptămâni și se pierde clar socializarea asta, nu știu, faptul că ești în pauză pe hol și vorbești cu un coleg cu care poate na, noi suntem 200 în an, poate nu te cunoști așa cu toată lumea, dacă nu e coleg de grupă, dar înainte țin minte că vorbeam așa cu persoane la cantină, la nu știu, nu trebuia, ne știam din vedere și vorbeam 5 minute și nu era nicio problemă. În online nu prea o să intri așa într-un call random cu o persoană, da. Am putea să implementăm o platformă de genul ăsta, deși sperăm să nu mai fie nevoie, că imediat vine anul 3 și da. Da, dacă se, probabil o să evolueze toată chestia asta, o să involueze de fapt toată pandemia asta și ușor, ușor o să revenim fizic, pentru că la unele facultăți deja s-a început chestia asta, adică se poate și la noi. Da. Și așa. Ce beneficii ar mai fi ca student? Eu nu mi le amintesc. Sincer, am revenit și eu acum, știu că am rămas la întrebare. O chestie interesantă de care eu nu știam înainte să fiu studentă și de unde era să știu, este stud cardul, pentru că pentru a-ți face cardul ăla de transport ai nevoie de un card nebancar. Și o variantă e stud cardul care vine cu un mic carnețel de vouchere la gogoș și la clătite. Eu personal cred că mai nu mi-am scos banii pe care i-am dat pe el prin voucherele respective. Nici. Dar am zis că dacă ar fi din nou să se deschidă, am văzut niște vouchere foarte interesante la ceva tir cu arcul parcă și eu poate nu m-aș duce la chestia asta, dar mi se pare că un pic așa te gândești. Îl răsfoiești măcar să vezi ce se mai poate face prin Cluj. Și... Păi... Scuze. Când îl primisem... Nu, e ok. Când îl primisem, știu că avea gen orice de la mâncare, până cum ai zis tu, tir cu arcul, era și laser tag. Și aveam și chestii de, nu mai știu, tratament pentru păr, vopsit părul, chestii de genul. Și mă gândeam cum să faci, pe ce să facem, să facem schimb cu fetele, să ne dea ele voucherele lor de laser tag și noi să le dăm astea. Crezi că noi nu vrem să mergem la laser tag? Eu când merg la laser tag tot timpul sunt la sfârșitul panoului cu minus 1000 de puncte, dar tot mă distrez foarte tare, nu mă interesează că pierd. Da, legat de beneficii, clar că unul ar fi, nu știu dacă poți să-l pui ca beneficiu, deși e ceva ce vine la pachet doar cu studenția, este posibilitatea de a sta în cămin, de care eu m-am bucurat timp de un semestru și este o experiență pe care o recomand dacă este posibil. Eu am stat în căminul Economica, acolo sunt repartizați studenți de la facultatea noastră. Este un cămin cu grad de confort ridicat, mai există și niște cămine în pateu. Pentru olimpici. Da. Mă rog, nu neapărat, adică eu... Pentru tocilari. Mulțumesc frumos! Eu nu am intrat cu media 10 la facultate, am intrat cu 9,99, dar tot am prins loc la Economica. Da, pentru că eu, fiind la științele naturii, chiar dacă am participat la Olimpiada de Matematică la Națională, am avut două treimi nota 10, dar pentru o treime n-am putut să-mi folosesc nota din BAC, că nu eram la profil de Mate Info și m-am dus la admitere unde la ceva problemă cu o integrală, nu mai știu, problema nu era chiar cea mai simplă și am rezolvat-o, dar la sfârșit de tot la calcul 1 minus 0 mi-a dat 0 sau ceva de genul și ăla a fost... Dai seama, diferență de la 9,99 la 10, luai bursă. Luam bursă, da, dacă era. Asta a fost diferența. Da, oricum, am putut să mă bucur un semestru de cămin. Acum nu pot să zic că a fost viața aceea la care mă așteptam. Am impresia că posibil dacă stai într-un cămin din acelea cu 5 persoane în cameră să fii așa puțin mai agitat. Căminul ăsta era destul de liniștit, ceea ce până la urmă te ajută pentru că, nu știu, tu poți să
ieși să te distrezi dacă vrei sau să te distrezi cu colegii de cameră sau așa, dar dacă la un moment dat chiar ești obosit și vrei să dormi, deși presupun că te obișnuiești și cu gălăgia, dacă chiar e, dar până la urmă era așa puțin ca și cum stăteam într-o garsonieră, să zic, pe care o împărțeam. Sunt camere cu trei locuri, cu baie în cameră. În schimb, oficiul, adică bucătăria, e la comun pe etaj și acolo pot să zic că am legat prietenii cu colegi de palier, așa la câte o omlețică, la câte un sandwich. Și e interesant pentru că înveți să locuiești cu altcineva, să îți adaptezi stilul de viață, să găsiți punctele comune. Deși nu pot să zic că am avut probleme, că noi cumva ne-am luat așa una după alta, n-a trebuit să stabilim reguli, dar cred că și asta poate să te învețe puțin, nu știu, poate să fie un exercițiu așa, să afli mai multe și despre persoana ta și să-ți îmbunătățești puțin comunicarea cu alte persoane la modul că înveți să lași de la tine. Din nou, eu nu am simțit chestia asta, dar m-am mai gândit ce înseamnă de fapt să stai în cămin și cum ar fi să stai cu cineva cu care poate nu ai așa de la început o chimie și cred că e interesant. E un gen diferit de relație pe care ajungi să-l ai cu cineva când îți împarte așa stilul de viață și da, toată ziua de... Da, nu mai știu dacă de la voi, de la cămin, auzisem chestia asta că de la un etaj se furase de la microunde chestia cu care învârteai timerul și nu mai aveau cu ce să învârte. Era chiar etajul nostru. Mă duceam să-mi încălzesc, la microunde când mai aveam mâncare și la un moment dat, într-o zi, am observat că nu mai este farfurie, după vreo două săptămâni lipsea rotița, nu știu, n-am înțeles ce s-a întâmplat nici până în ziua de astăzi cu chestiile respective și am ajuns să merg un etaj în sus sau în jos cu farfuria de orez sau ce mai mâncam eu ca să... Mi-o încălzesc, da. Da, se mai întâmplă și din astea, dar în principiu, na, e un cămin foarte curat, mă rog. E ok că nu ajunge oricine în căminul respectiv. Nu știu dacă e, cred că cumva, fiindcă nu prea există spații comune, poate ține mai mult de tine să îți păstrezi camera curată și atunci nu poți să te plângi că gândaci, nu știu ce. Nu, n-am avut probleme de genul. Ah, ok. Atunci e foarte ok. Da. Cum e viața de student pe lângă facultate? Să te detașezi total de facultate, să, nu știu, cum te simți, ce beneficii, că de beneficii am discutat, ce activități poți să ai? O să zic din nou puțin de când eram student fizic, adică la modul că eram în Cluj cu colegii și țin minte că cea mai frecventă activitate din asta de relaxare era că mergeam la o cafenea din asta cu foarte multe jocuri și încercam de fiecare dată câte un joc nou, pentru că eu nu știu să așa... Nu sunt așa pasionată de video games, dar mie îmi plac board games și era super fain acolo. Stăteam jumătate de oră numai să alegem jocul. Asta e așa pentru mine și am descoperit că în Arad nu avem așa ceva, nu știu, să mergi și să... Dacă mergi și vrei să joci ceva, îți duci jocul de acasă. Na. Și, da, și la mine cred că în zonă avem numai două jocuri, gen... table și șah, așa. Da, exact, și la noi la fel, cred că mai era unul. Activity deja era, nu știu, top. El e prea cunoscut. Da. E mainstream. Da, în Cluj, nu știu, mi se pare că sunt foarte multe activități pe care poți să le faci. Am zis și de, nu știu, tirul ăla cu arcul la care nu am apucat să merg, dar odată tot vreau să merg. Și nu știu, cum stăteam aproape de mall, deși n-avea legătură neapărat cu mall-ul, lângă mall-ul ăla, lângă Julius Mall, sper că nu facem plasare de produse, că am zis numele ăsta. Eu aștept să-mi plătească. Da, okay. Să vină sponsorizarea.
Lângă este așa un parculeț cu un lac foarte drăguț și mai făceam plimbări pe acolo. Eu nu pot să zic că eram o persoană, cum am zis, n-am prea fost în club sau chestii de genul ăsta pe care le fac studenții de obicei. Am fost de câteva ori, dar odată chiar la Balul Bobocilor, organizat tot de Societatea Hermes, care a fost organizat chiar și în context pandemic, și eu cred că în context pandemic, dar online. Dar a ieșit foarte fain, chiar dacă nu știu, poate ești sătul de activități online, dar eu zic că mi-am adaptat destul de bine. Și... Da, și fizic a ieșit bine. Da, bine, fizic a ieșit bine, asta clar. Ziceam la modul că poate online, nu știu, nu mai ai chef, dar eu chiar m-am distrat foarte bine o oră sau... Nu mai știu cât a durat, n-a durat așa mult, dar au fost găsite niște activități foarte drăguțe de la departamentul de evenimente să fie puse în practică. Și da, după cum spuneam, clar că voluntariatul, na, nu pot să-l detașez de facultate, că tot în mediul universitar îl fac, dar nu, când fac voluntariat nu mă gândesc neapărat că, nu știu, rezolv laboratoare, adică nu iau chiar pe o chestie, e o chestie așa extra curriculară. Și da, înseamnă să cunoști oameni noi în general, facultatea. Am avut ocazia asta să îmi alărgesc cercul destul de mult, după cum spuneam, la modul că poate nu vorbești așa, nu te cunoști cu 200 de oameni, dar ai ocazia să ai chiar și discuții scurte sau să mai colaborați pe un mic proiect sau chestii de genul ăsta și să cunoști oameni diversi. Să participi la un concurs, cum ar fi Hashcode. Da! Am participat noi anul trecut. A fost foarte fain. Și am mâncat pizza și am stat până la 12 noaptea în 12 la Sega. Facultate. Era wow! Țineți, nici nu cred că mai era o femeie de serviciu acolo. Nu cred. Și noi eram acolo cu stifa de cutii de pizza. Țin minte că eu a doua zi aveam, dacă mi-amintesc bine, examenul de mărire la FP. De la 8 dimineața sau ceva de genul. Asta înseamnă să fii student, să stai până târziu noaptea și să mergi eventual la concursuri de genul ăsta sau cum fac toți studenții la petreceri și a doua zi să ai. Și merită menționate, îmi pare rău că nu mi-a venit să zic de ele. Am fost la câteva sau nu știu, la cel puțin, nu mai știu exact la câte și și anul ăsta am fost la Hashcode și nu mai știu, parcă am mai fost la ceva, nu știu. Chiar a fost foarte fain. Și da, concursurile astea super, așa, să stai câteva ore și să te concentrezi la chestia aia și nu știu, stai cu cafeaua lângă tine sau eu știu ce și dai acolo un speedrun și e fain și pe Discord, e și mai fain în viața reală, dar oricum hackathonele zic că ceva ce merită încercat. Da, că concursurile la tryhard la facultate ICM, nu mai știu cum se cheamă, ACM-ul, da? Sunt de oameni la alt nivel, adică nu pot să... nu putem să... Da, nu m-am interesat, sincer. Știu doar cum zici tu că e așa, e o chestie acolo, cumva... E pentru aia care să alegi. Da, exact. Nu alegi tu să participi la ACM, te alegi el pe tine. Da, da, trebuie să fii geniu ca să ajungi acolo. Trebuie să-ți faci temele... Adică la facultate, să fie facultatea ceva pentru tine ca problemele alea ușoare de pe PB Info, nu ca să reușești să participi la ACM. Și așa, pe final, voiam să te întreb ce ai recomanda viitorilor studenți și ce voiai tu să știi înainte să ajungi la facultatea asta. Acum v-am zis deja destul de multe chestii pe care eu nu le știam înainte să fiu studentă și care... Poate că m-ar fi ajutat, nu știu, oricum eu pot să zic că sunt foarte mulțumită de alegerea pe care am făcut-o, chiar dacă nu aveam foarte multe detalii din interior la momentul respectiv, doar așa părere. Cred că ar trebui să vă documentați bine înainte să vă alegeți facultatea și să faceți decizia corectă de a veni la UBB.
Și, nu știu, eu am întâlnit niște colegi foarte faini, niște profesori foarte faini. Am avut niște... de lucrat pe niște proiecte care, cum am zis, m-au ajutat să prind conceptele și să mă dezvolt, să-mi dezvolt gândirea, să-mi găsesc așa o direcție. Și pe lângă ce v-am povestit până acum, nu știu dacă ar trebui să mai știți ceva, să vă amintiți să vă înscrieți în Societatea Hermes când veți deveni studenți. La finalul... da, da, să vă pregătiți bine pentru admitere. Ăsta e primul pas. Să nu disperați în prima săptămână, două, trei, cum am zis și eu. Poate să fie mai grea acomodarea, poate pentru alții mai ușoară, dar să știți că o să vă obișnuiți în cele din urmă dacă vă place asta și merită să fiți perseverenți. Cred că e problema că și în primele săptămâni cumva... O să aveți niște oportunități foarte faine pe care poate nici nu le-ați prevăzut, nici nu v-ați gândit la ele. Voiam să zic că în primele săptămâni cumva e poate mai greu și mai frustrant că descoperi colegii aia care vin la facultate cu chestiile deja știute, adică ei deja se pricep la tot ce se predă acolo și tu te gândești cum, de ce ai ales facultatea asta, că n-ai nicio treabă cu nimica. Da, și de fapt tu trebuie să realizezi că sunt foarte puțini colegi din astea care de fapt știu de toate dinainte de facultate. Da, exact. Și mare majoritate nu știu nimica. Exact, trebuie să înțelegi că, nu știu, poate ți se pare așa foarte vizibil, să zic, ai impresia că uite că colegii ăia știu tot și eu nu știu nimic și toată lumea știe și eu nu știu, dar de fapt, cum ai zis și tu, nu sunt așa mulți, doar că probabil ne raportăm sau ne-am raportat la început la ei pentru care... că era, vai, eu nu știu și... Ești cei activi, ești cei activi care răspund la întrebări, că e obvious că ei deja știu chestiile alea și răspund și te fac pe tine să te simți mai prost. Voiam ca ultima întrebare, știu că tu ai zis că ai avut media 9.99 și puteai să intri unde vrei tu și la info română și la info engleză. De ce ai ales info engleză? Care a fost motivul tău? Pentru că info engleză, nu vreau să zic că e cel mai fain profil, chiar dacă este. Ca să fiu mai obiectivă, m-am gândit pe ideea pe care cred că ne-am gândit mai mulți, că oricum informatica e în engleză și foarte multe resurse sunt în engleză și așa mai departe. Acum nu înseamnă că dacă ești la română nu o să fie un impediment foarte mare, dar trebuie să țineți cont de ceva ce eu nu știam înainte și am descoperit că majoritatea aplicațiilor pentru internship-uri trebuie făcute în limba engleză. Chiar dacă aplici în România, trebuie să-ți faci CV-ul în engleză, să scrii o scrisoare de intenție în engleză și cred că te ajută și chestia asta, faptul că te obișnuiești să vorbești în limba engleză. Și da, sincer, pe lângă asta că e ok să ai studii într-o limbă de circulație internațională, pe grupul de admitere, unde suntem și noi care e în continuare activ, unde poți să pui și să primești întrebări, țin minte că am întrebat asta la un moment dat și au fost foarte multe persoane care au zis că ce fain e la info engleză și de la info română nu au fost așa multe persoane care au zis că vai ce fain e la info română sau cred că au fost și persoane care mie îmi pare rău acum că nu m-am dus la engleză și m-am gândit, am rămas eu cu impresia asta, au reușit să mă convingă oamenii ăia pe care noi îi cunoșteam că asta e alegerea pe care trebuie să o fac eu în viață, să merg la info engleză. Știam că vreau la UBB la info, dar m-am hotărât, cred că după concursul de admitere din primăvară, la care nu, în urma lui aș fi avut media cu vreo 20 de sutim mai mică, mi-am rezolvat-o în vară. În urma concursului am stat și m-am gândit un pic și chiar dacă a trebuit să dau admiterea în limba engleză, nu știu sigur dacă acum e valabil. Cred că ba da. Dar stai, deci tu ai zis că ai mai dat o dată admiterea că trebuia să o dai în engleză sau că... Nu, deci eu am dat concursul în... L-ai dat că l-ai vrut. Am tu, dat că am vrut să dau concursul. Ah, ok. Și apoi m-am dus la admitere pentru că știam că am asigurat media de
concurs și dacă pot să-mi o creez bine, dacă nu, rămân oricum cu aia și oricum intru. Dar la admitere trebuia să dau în engleză și chiar dacă a trebuit să învăț vocabular de mate în engleză, pe care, sincer, nu știam nici eu înainte toate chestiile alea, nu e un efort atât de mare și nu se ține, nu cred că e chiar așa la sânge să știi toate cuvintele. Dacă mai e unul pe care nu-l știi, nu trebuie să-ți faci probleme de genul ăsta, adică... Poți să-și întrebi. Da, exact. E important să știi matematică sau informatică în momentul în care dai admiterea, nu neapărat că nu știi un cuvânt în limba în care dai. Deci nu cred că ar trebui și... să vă faceți... Asta e foarte important, să nu-ți alegi să nu dai la info engleză pentru că nu vrei să dai admiterea în engleză. Dacă știi un minim de limbă, eu zic că e ok. Nici la facultate nu-ți trebuie o engleză exact. La nivel înalt. Nu știu dacă tu ai Cambridge sau ceva. Eu, de exemplu, nu eram cel mai bun la engleză din clasă și nici n-am avut Cambridge. Da, și eu am okay avut, am și fost la bilingv engleză în liceu, dar nu trebuie să fie toată lumea la nivel de, nu știu, să vorbești nativ sau ceva. B2, adică, ok. B1, B2. Da, focus oricum e materia propriu-zisă, nu știu ce limbaj. Oricum, dacă nu vă pricepeți la engleză, veți avea ocazia în anul 2 să studiați și limba engleză. Da, și materia există. Din câte am înțeles, nu-i prezența obligatorie, nu? Nu, acum afli. Fiui. Da. Nu, ideea e că și profesorii sunt înțelegători și în cazul în care un termen mai greu de înțeles sau ceva pe care vor ei să se asigure că îl înțelegem noi studenții, ei mai explic o dată și în română, exact. Oricum întreabă înainte dacă e cineva care nu vorbește în engleză, pentru că avem mulți studenți și din Erasmus și din străinătate care studiază full-time, exact. Și na, să nu fie, ar fi nesimțit să discute în română fără să îi roage înainte să... Și da, adică profesorii sunt înțelegători. În cel mai rău caz și tu poți să pui întrebări în limba română, adică nu ești limitat doar la limba engleză. Nu e o problemă că, nu știu, nu mai înțelegi sau... Deci nu trebuie să ai cunoștințe din astea de engleză ca și cum mergi la facultatea de litere. Și în ceea ce privește admiterea, oricum primiți, aveți dreptul să cereți și subiect în limba română. Din câte am înțeles, anul ăsta a fost ceva conflict, că zicea cineva de la Info Germană că nu e ok, că se dau traducerile, dar am înțeles că se rezolvă și o să fie și traducerile. Trebuie să posteze regulament oricum cu admiterea. Scuze, nu sunt la curent cu asemenea conflicte. Acum, eu nu știu sincer cu ce probleme ar putea să creeze că ai subiectul în două limbi, dacă oricum înseamnă aceeași chestie, nu e ca și cum primești baremul cu rezolvările, da? Da, mai ciudată chestia asta. Dar în anul nostru, de exemplu, au fost medii mai... De fapt, în fiecare an, cred că au fost medii mai mari de intrare la Info Română cu câteva sutinge în ultima medie. Da. Dar în anul nostru știu că au fost de 3 ori mai mulți olimpici la noi decât asta e ideea, că ultima medie, am impresia că în ultimii ani tot timpul au fost cu câțiva sutim, foarte puțin sutim mai mare la Info Română decât la engleză. Dar dacă te uiți în top, în anul nostru, de exemplu, au fost 31 care au intrat cu 10, am impresia. Deci nici dintre ei n-au luat bursă toți atunci în semestru întâi, ce să mai zic eu. Și la română au fost pe la jumătate sau... Da, nu știu, fuseseră 10-15. Da. Dar oricum, ideea e că poate după podcastul ăsta o să vezi la vară că o să fie numai cu medii mari la info engleză. Am stricat echilibru, am schimbat istoria. Oricum, au fost ciudat anul trecut cu admiterea că s-a intrat numai cu bacul și erau peste tot note foarte mari, gen 9,80, 9,90, ultima medie, 9,70, cred că au fost, adică foarte mare. Că erau niște medii foarte mari, cum s-a intrat cu altă formulă. Super, atunci mulțumesc mult că ai acceptat invitația. Mă bucur că am avut această conversație, mulțumesc și eu pentru invitație. Și sper să ajute video-ul ăsta viitorii studenți, elevii care vor să aleagă o facultate, să reconsidere alegerea lor. Și dacă au întrebări despre facultate, le pot pune în comentarii, o să vă răspund eu sau Alexandru, o să rog și pe ea, în cazul în care nu știu ceva despre voluntariat. Sigur, fiu și eu disponibilă. Vă așteptăm la FMI UBB și la Societatea Hermes. Super! Zi faină!
Pa, pa!